Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi o să vă arăt cum să jucați PUBG pe gratis pe PC. Cu toții știm că versiunea de PC costă în jur de 30 de euro și doar cea de mobil este gratis. Dar cei de la PUBG au lansat versiunea PUBG Lite, disponibilă doar în Thailanda. O versiune gratis în care poți juca PUBG pe PC. Pe gratis, da. Bun, o să vă las link-uri în descriere, o să trebuia să descărcați ăsta, dați download și descărcați. Și o să vă trebuiască un VPN ca să puteți avea IP de Thailanda. Vă recomand ăsta, o să vă las link în descriere, descărcați și cam aia e. Bun, instalați PUBG Lite-ul ăsta și după instalați VPN-ul. VPN-ul dați așa next, alegeți aici VPN client, next, next, next și... Install, până la urmă. Bun. După ce ați făcut astea, o să trebuiască să deschideți VPN-ul. Uite ăsta de aici. Dați pe Add VPN Connection și o să vă apară ăsta jos. O să vă pună un adaptor ceva. După care alegeți de aici VPN Gate Public Servers. Dați un refresh și căutați de aici, după regiune, să fie ceva de Thailanda. Uite, Thailanda... Căutați în general astea care au puține sesiuni, că sunt unele, uite, ăsta are 300 de sesiuni, la ăsta deja nu prea mai ai loc și merge greu. Uite, ăsta cu 4 sesiuni. Dați dublu click și dați aici OK. Și dacă merge, bun, gata, a mers. Ok, acum deschideți PUBG Lite. Așa. Se deschide ăsta, o să vă apară cumva în altă limbă, dar nu-i problemă. În prima dată va apare în engleză și după s-ar putea să se schimbe pe limba aia. Bun, dați aici Create My Account ca să vă faceți un cont. Completați toate chestiile de aici. După pe mail o să vă primiți ăsta și dați aici Confirm to Register și gata, aveți și cont. Puneți contul aici. Hai să ne logăm. Și deja s-a schimbat și limba și dați Login. Aici o să vă apară un buton de Install, dați Install și cam aia e. Uite, aici puteți seta și engleză. Bun. După ce ați dat install, o să trebuiască să intrați în setări. Scrieți aici în start region și dați pe region settings. Aici la țară schimbați pe Thailanda. Unde ești Thailanda? Așa, și dați la date and time și schimbați și aici pe Bangkok, Hanoi, Jakarta. Acum puteți să dați start și o să vă bage pe joc. Și cam asta e treaba. Asta nu are treabă, Steam-ul. Ok, și acum se deschide PUBG-ul. O să vă apară să faceți un caracter și da, puteți să jucați. Dacă vreți să facem videoclipuri cu jocul ăsta, să lăsați în comentarii și poate facem, de ce nu? E mișto, e gratis, nu te costă nimic, poate oricine să joace și nu are cerințe foarte mari. Așa, să opresc aici display-ul. Sau... Așa. Bun, și acum se pornește. Connected. Confirm. Da, ăsta e caracterul meu făcut. La început o să vă apară să faceți caracterul și să vă puneți un nume. De aici alegeți... pe ce mapă să jucați. O să las Quick Join ca să mă bage pe oricare și dau Start. Ne punem căștile frumos pe cap și băgăm, să zicem, un meci rapid. Aici aveți comenzile, o să vă apară și în joc comenzile ca să puteți învăța cum să jucați. E asemănătoare cu versiunea de PC, dar e mai degrabă versiunea de mobil portată, ca să zic așa. Pun aici ai spawn-ul, poți să testezi arme între timp. Uite, hai să luăm, dăm pe ăsta, uite, cu F luăm armă. Stai să dau un pic volumul să nu fie chiar tare. Așa. Dacă apeși odată se pune ținta, dacă ți-a apăsat se pune ținta cealaltă. Hai să luăm un scop. Unde găsesc un scop? Uite aici.
Apăs o dată, țintă frumos. Pac, pac, pac. Da, bă. Stai că nu prea aud. Și dacă vreți să facem videouri cu jocul ăsta și, na, editate, ca să nu stau, să zicem că stau jumătate de oră cum fug prin zonă și chestii de-astea, să lăsați în comentarii și facem. De ce nu? Bun, pe mă vedem mapa, e aceeași mapă, hai să vedem unde sărim și noi. O să sar, cred că aici. Sunt pe squad, deci mai sunt cu câțiva în echipă. Puteți juca și solo și cum vreți, dar pe squad cred că e mai ok. Așa, fâtul, eject. Hai să mai așteptăm un pic și ne dăm avânt. Se aude? Acum nu se mai aude deloc, cred că. Așa, hai să dăm un F. Și da, cam ăsta e. La mine sunt date toate la high aici. Și bă, merge foarte bine, deci nu sunt dropuri. Sincer, parcă pe jocul oficial, parcă mai aveam ceva dropuri. Dar pe versiunea asta light se mișcă mai ok. Pe lângă că e gratis și nu ai mari cerințe, e foarte mișto. Ok, au mai coborât câțiva aici. Oh. E bine să alegi un VPN care nu are mult ping, ca să nu poți, ca să nu ai lag, să zic așa. Hai, fă, ca să sărim. Ok, am sărit cam prea de sus. A, uite-l și pe ăla acolo. Bun, hai să fugim să supraviețim. Poți să dai și first person, depinde cum vrei să joci. Nu da, mane. Aoleu, ăștia deja au început să-mi puște și eu n-am nimic. Cu shift fugi, ai în dreapta aici cu toate comenzile, ca să zic așa, cu cât stai jos, cu space sari. Bun, hai să vedem, să luăm ceva de aici. Nu trebuia să sar așa de sus. Cu tab vezi aici, cel mai ok e să iei așa, ca să vezi ce iei de jos. Dă-mi asta, că poate găsesc o armă. Uite asta așa, să-mi refac viața. Da, el se injectează acum, dar nu ține nimic. Așa, un energizant, mai dăm așa, dar bă, dar dăm și o armă, nu numai gloanțe. Au ce trag ăștia. Uite, energizant. Ghiozdan, dăm ghiozdan. Bă, o-i lua pușca momentan, ce dracu să fac? Numai așa, cât să am de o armă. Pe aici am fost? Nu știu. Ok. Ăștia-s colegii mei, uite aici. Da, e la fel ca jocul normal, ai zonă, safe zone și... Da, cred că știm cu toți cum e jocul normal. Bun, hai să găsim ceva armă. Adică, da, sper să găsesc. Bandaj, da, bandaj să am. Așa, dăm un stun grenade. Dăm și asta. Deși eu aș vrea o armă. Ia uite ce trag ăștia. Ce avem aici? Pistol. Pușcă. A, un MP, uite un MP. Un MP e o armă foarte bună. O, 6 scope. Pot să-l pun? A, mi l-a pus deja. A, uite bă, forță. Da, cred că normal să zice 6 scope sau ceva de genul, dar eu m-am obișnuit să zic în română 2 scope, 6 scope. Nu știu, cine mai zice așa să lase un comentariu. Cred că toată lumea zice așa. 3 scope, 4 scope. Pare mai mișto. Bun. Încolo se împușcă. Hai că poate vin și eu, că tot am scopul ăsta. Poate fac și eu un kill pe filmarea asta. Zona, deja am... A, sunt în zona, cred că. De unde trage, mă? A, l-a omorât ăsta. I-a dat knockout. Păi, dar mai devreme au cuburat o grămadă aici. Deja nu mai... Au, ce trage ăla.
M416. Ok. Dă bă și mie să vede. Opa! Stai. Z. Îl atragem acolo. Bă, dar nu mi-ajunge asta. Hai să stau pe C. Stai să fug, poate nu mai ia din mișcare. De acolo trăgea. Uite-l. Bă, ce drac, uite ce fuge. Unde ești, mă? Dă-mi și mie ceva de aici, ce mai are asta? A plecat ăla? Ce armă luam, mă? SRR? Pentru ce SRR? Dă-mi înapoi un MPU. Așa și în 4-6 peste așa. Pune... Dă-mi un MPU, așa. Dar nu în locul ăsta, dă-mi în locul aia, așa. Bun, ăla au plecat. Hai să mergem la deal, poate îl mai găsim. Cred că o fugit spre zonă, nu? A, dar suntem în zonă. Ești, mă. Uite un 4 scop, să pun pentru ăsta la alt, așa. Bă, a fugit, dar nu știu unde. Dăm niște gloanțe, un compensator. Pot să-l pun careva? A, am două. Asta n-am nevoie. O tigaie, dăm tigaie. Așa. Bun. Să ne concentrăm. Stai să dau ăsta mai tare. Opa. A tras undeva, dar nu știu, din stânga. First person. Vine drop-ul. După cum pare că se aude. Unde ești, mă? Uite-l. Bun, la drop s-ar putea să meargă lumea, deci să stăm să păzim într-un fel zona. Și dacă vedem pe careva să i-o dăm. Videoclipul ăsta nu mai stau să îl editez. Dar dacă ar fi să facem o serie de videoclipuri, cu jocul ăsta, o să le editez. Gen, o să sar direct pe acțiune și chestii astea. Când trag, când campez și da. Așa, hai să luăm și o mașinuță. Merge first person pe asta? Nu merge. Așa, drop-ul căzut încolo, parcă. Să mergem încolo. Opa, nu așa. Unde a căzut, mă? Nu-l mai văd. De acolo o mașină.
Nu mai văd unde a căzut dropul. Nu știu, nu mai văd. Chiar nu mai știu unde a căzut ăla. Acolo e zona roșie. Unde mai sunt persoane, măcar să fac și eu de un kill. Aici, văd ceva. Oh, ca ambreiajul, că se neacă motorul. Nu știu, mă gândesc că toată lumea cred că o să meargă în mijloc acolo, așa că hai și noi. Mergem așa ca nebunii. Oh, zona roșie. Hai mă, nu mai pot să întorc asta? Da. Am rezolvat-o. Uite, altă mașină, să o iau. Păi mai sunt 26 live, deci ăștia s-au mișcat repede, dar... Vreau să fac și eu un kill pe filmare, că uite, filmez așa 20 de minute și nu fac un kill. Păcat. Mă, stai să fac harta mai mare, așa. Așa, hai în pecado. Uite dropul, ia să văd unde cade. Opa, a tras unul. Unde trage, mă? Mamă, ce prost trag. Da, bine. Car 98K, aia e o armă care dacă îți dă două hituri deja te-a culcat. Hai, ia mă, că nu are cine să mă salveze. Hai. Bum. Hai, mă, așa. Da, și cam asta e PUBG Lite, versiunea gratis pe PC. Ca de obicei îți dă crate-uri și chestii de-astea după ce termini meciul. Hai să vedem ce ne dă acum. Aș face un live cu jocul ăsta, dar ideea e că o să conectat pe VPN ca să îl joc și nu merge așa bine live-ul pe VPN. Așa, unde e inventarul? Uite, aici avem inventar. Bă, să iau, uite, să-mi pun și niște haine pe mine, nu? Uite așa. Pune și un tricou. Nu, pune papuci. Trebuie să-i trag sau ceva? O să apăs de două ori. Da. Event pass. Nu știu ce mai găsiți voi. Da, bă, și cam asta a fost cu acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să lăsați un comentariu dacă vreți să facem niște videoclipuri cu jocul ăsta. Da, editate, oricum, nu cum am stat acum 10 minute și a filmat cum mă plimb pe hartă. Și da, cam atât. Ciao.